La ora 7 dimineața, 266 de trenuri din toată țara s-au oprit timp de 2 ore. O surpriză neplăcută pentru zecile de mii de călători care și-au văzut planurile date peste cap. Haosul a continuat și după încheierea grevei. În Gara de Nord, unele trenuri au avut întârzieri de până la 120 de minute. Unde mergeți și ce întârziere aveți? La Roșieri, 50 de minute, trenul de Deva a accelerat. Și cum apreciați situația asta? Ce să apreciem? Fiecare își cere drepturile, asta e. Eu vin de la Piatra Neamț. Am plecat la 11 și jumătate noaptea. Asta m-a luat la 5 jumate aici și trebuie să stau până la ora 11 aici ca să ajung la Caraca la ora 2. Ce să faceți acum? Așteptați trenul? Vreți să mergeți? Trebuie să găsim o rută să ajungem la Tulcea în seara asta. Să ne ia de aici, din București, sau să luăm alt tren. A fost haos și în gara din Brașov, unde călătorii s-au temut că greva le va afecta planurile de călătorie. Am trebuit să plec înapoi pe avionul la Stockholm, dar nu există nicio posibilitate, așa se pare. Locomotivele care noi le întreținem sunt unele vechi de peste 40 de ani. Gândiți-vă că de multe ori luăm o piesă de pe o locomotivă și punem pe cealaltă ca să funcționeze. Așteptăm să intre una ca să luăm o piesă, să o punem pe cealaltă ca să plece la tren. La Galați, câțiva tineri care mergeau la un festival au improvizat un mic spectacol chiar în fața trenurilor oprite în gară. Greva a fost organizată de două dintre sindicatele feroviare. Lista de revendicări include finanțarea corespunzătoare a căii ferate, creșteri salariale și investiții în garnituri și locomotive. Haosul de astăzi este incomparabil mai mic cu haosul creat prin lipsa investițiilor în infrastructura feroviară și în material rulant. Practic, în clipa de față, companiile feroviare sunt în imposibilitatea de a lucra, numai că nu e declarată. CFR Călători a anunțat joi că salariații săi nu participă la grevă.